capre și el avea o cârjă și trebuia să mă scoală pe la 11-12 noaptea să mă duc să dau mâncare la vite. Și am avut așa o grijă din copilărie, eu nu știu să mă duc la joacă cu copiii, nu știu nici, când eram în clasa întâi trebuia să-mi fac bețișoare, așa era atunci pe vremuri, nu era numărători. Și eu am zis așa, Doamne, dacă îi trăi vreo 25 de ani, mult, așa consideram eu când eram mic. Și bunicul peste noapte, cu o cârjă, îmi spunea, tataie, scoală-te, că trebuia să dorm undeva, avea un pătuț apropiat de el, ca să poată să ajungă la mine, ca nu cumva să rămână vitil peste noapte nemâncate. Și mă împingea cu cârjea, tataie, scoală-te. Și eu m-am sculat într-o noapte, pe la 12 noapte, așa, și eu somnoros, m-am dus și eu cred că are stat la țară, cred că știți. Există prin pod în unele grajduri o gaură pe unde poți să bagi fân pe acolo și era un cal și o vacă. Și eu somnoros așa cu furca mână am luat-o și eu nu m-am mai oprit că m-am dus eu înăuntru în grajd și a rămas furca în sus și m-am dus între cal și vacă. Și mă gândeam de atunci, dacă veneam în coarnele vacii era mor de atunci de la anii aia. Și Domnul n-a îngăduit. Mai târziu a fost alte probleme. Am avut capul tăiat cu drujma, am avut pe la fratele Mihai un sidiu. Dacă vedeți cum este filmul ăla, fața nu mi-ați recunoaște nici. Am avut trei coși pe obrazul drept, am mai spus odată lucrul ăsta, de aici până aici nasul a fost tăiat pe diagonală, ochiul drept ridicat puțin în sus, am și vedere așa cum o am, însă datorită bătrâneții a început să dispară auzul, așa cum scrie în Eclesiastul în capitolul 12. Și de asta mi s-a întâmplat și acolo, nu prea aud bine așa la distanță, trebuie să fiu mai atent, soția mai îmi zice mai, dar vom trece toți pe aici. Însă ce este important? De multe ori când mă rog, zic așa, Doamne, îți mulțumesc că am 61 de ani, n-am nicio operație de altfel, am avut niște mutilări așa trupești, dar n-am nicio operație, nici de ernie, nici de apendicită, nici de nimic. Nu-i mare har că am ajuns așa în felul acesta? E mare har să vii să fie Domnul. Mai departe, ce vreau să vă spun, datoria noastră, o știm cu toții, este ce scrie în Marcu 16. Duceți-vă în toată lumea, zice, vestiți Evanghelia, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Și Dumnezeu, de multe ori, că nu o facem noi, cei mari, Dumnezeu scoate și din copii. Și o să vă spun o întâmplare în care, cu lacrimi m-am bucurat aseară, am primit, unii dintre dumneavoastră știți că eu am o fată care are 8 copii. A fost singura dintr-o cetate întoarsă la Dumnezeu, soțul ei nu a întors nici acum, Domnul a lucrat în cetatea aia, m-a întors suflete. Dar ce mă bucur acum, îmi dau seama că acolo când am vestit cuvântul a fost pentru casa mea. De la fiica mea, nepoțica de 21 de ani la facultate, Mariu, un an să termine facultatea, un copil binecuvântat de Dumnezeu, a doua la liceu. Și doar unul care are 7 luni, care nu știe să vorbească. În rest, toți știu despre Dumnezeu, știu psalm, știu recită poezii și mulțumim lui Dumnezeu. Și o să vă spun o întâmplare care m-a bucurat mult aseară. Soția a vorbit cu fata la telefon. Miercurea e adunare la ei acolo și niște frați de la Conțești care stă mai aproape de mine, unde stau eu acolo, să duc acolo. Și un frate are 10 copii și s-a atașat de nepoții ăștia ai mei. Și avem unul în clasa a doua. Copilul ăsta vestește Evanghelia ca un om mare de când a mers la grădiniță. Și fratele ăsta este așa de prietenos cu el și i-a adus 3 cărticele cu ilustrate despre Evanghelie. El le-a dat, el le-a băgat în ghiozdan, știe și el că a auzit în adunare, că el prezent întotdeauna în adunare, a spus, zice, în mintea lui, una e Duhul Doamna Învățătoare, eu fac cadou. Și a ajuns la școală, între ore când a fost pauză, s-a dus la doamnă, zice, Doamnă, am și un cadou, dacă nu vă supărați pentru dumneavoastră. Și a zis, bine, Staciu, bine, Antonio, ce cadou? Uitați-vă două cărticică despre Domnul Iisus. Aici așa scrie de Domnul Iisus. Asta învățăm noi la biserică și eu și mama. Bine, o iau cu bucurie, a luat-o. După ce s-a terminat orele, l-a urmărit și a spus, Antonio, tu mai rămâi ultim, învățătoarea.
Și zice, uite ce este, am și eu un secret între mine și tine și mămica ta. Eu spun ceva aici așa în ghiozdan și te duci acasă și desfaci numai tu cu mămica, să nu știe nimeni decât tu, eu și mămica ta. Și acolo i-a pus 1 milion. S-a dus acasă și mămică, uite, mi-a spus doamna să avem un secret numai noi trei. Eu i-am dat cărticica aia să o citească, mi-a promis că o citește și mi-a băgat aici ceva și nu știu ce, ia uite-te, tu a zis să fie secret între mine, tine și ea. Și s-a uitat și a găsit milionul acolo. Și fata a spus la ceilalți copii, uite Antonio, uite asta, uite asta. Și atunci zice, mamă, ce secret e ăsta că doamna a spus să fie secret între mine, tine și ea? Și am vrut să spun cuvintele acestea pentru că dacă noi nu vestim, Dumnezeu are de unde să ridice, să folosește de copii. Eu rămân la cuvintele acestea. Și cu gândul că noi trebuie să fim conștienți oriunde că trebuie să-L vestim pe Domnul Iisus pentru că așa L-am primit și noi. Rămân la cuvintele acestea, Domnul să ne binecuvinteze și ne vom ruga în direcția aceasta.